Ce pot să vă spun este că această carte adună texte care au mai fost tipărite de-a lungul anilor în unele publicații și că ceea ce le unește este faptul că, deși uneori au referințe la actualitate, în general privesc dincolo de actualitate. Și cred că există o frumusețe uitată în genere a vieții, în măsura în care reușim să ieșim din orizontala asfixiantă a actualității și să devenim inactuali. Adică să trecem de cealaltă parte a actualității, în spațiul în care e loc și pentru verticală. Există un pasaj foarte frumos într-un dialog al lui Platon, în care se spune că avem tendința să devenim lucrurile către care privim. Devii lucrul la care te uiți. Dacă te uiți tot timpul la ce ne uităm cu toții, devenim ceea ce vedem cu toții. Și un mod de a ieși din această capcană este să fim atenți la altceva, măcar din când în când. Să înțelegem că actualitatea pe care o trăim clipă de clipă, în regim de urgență, în regim de fatalitate, nu e decât un fragment în lume, un aspect al ei.